Nicu vă salută din nou, de aici din pădurea Vrancei, din pădurea de Foioase. O să mergem așa pentru câteva minute la un tur virtual. Acum la începutul lunii aprilie, suntem pe data de 4 aprilie. Natura a renăscut, noi oameni odată cu ea. O frumusețe, uitați, frunzulițele au dat la copăcei. Acest verde curat, acest verde pur, acest verde neprăfuit, acest verde virgin. Cel mai frumos verde. Din punctul meu de vedere, uitați când totul renaște. Îți da așa un chef de viață, de făcut treabă, de trăit. Păsărelele ciripesc, sunt bucuroase de sosirea primăverii. O să merg așa puțin pe câteva cărări ale copilăriei, să vedeți și voi ce minunăție am în jurul meu, ce înseamnă natura, ce a creat Dumnezeu, să ne bucurăm de tot ce avem în jur. Uitați ce frumusețe, acest verde impecabil, impecabil. Fel și fel de păsărele trebuie să apară în peisaje, cucul, pupăza, un pic mai încolo, dar luna asta, cu siguranță. Cucul de obicei este cam puturos, cântă un pic mai târziu, dar trebuie să apară. E de o frumusețe rară, la fel ca și pupăza, după cum bine știți. Cred că undeva pe la jumătatea lunii aprilie, în fiecare an, își face și el apariția. Bineînțeles, nu prea îl vedem, că e foarte retras. E șmecher cucu. Uitați, oameni buni, ce minunăție a lăsat Dumnezeu. Superba natură, mama natură, ne dă acești copaci oxigen la greu, pădurea ne oferă hrană, ne oferă adăpost, umbră, ce ne putem dori mai mult? Uitați, aici avem acel griuruș de care vă spuneam eu, noi îl folosim foarte mult la urzici și la alte preparate, este o salată sălbatică. Depinde acum foarte mult de zona respectivă, cum se numește, cum îl numiți voi. Da? Este o salată sălbatică, un fel de rucola de pădure, rucola simplă, rucola de Vrancea. Și aceasta este floarea de la griuruș. Salată sălbatică, noi o folosim la, și la ciorbă. Primăvara crește în discreție, la discreție de fapt. Câte frunză, câte iarbă, uitați și acolo, sunt locuri împânzite efectiv. Salată sălbatică. Uitați ce frumos se vede totul în jur. Știți cum se spune și chiar așa este, v-am mai spus în clipurile mele. Până la Sfântul Gheorghe, adică pe 23 aprilie, pădurea trebuie să se încheie complet. Codrul trebuie să se încheie, da? Să se închidă complet. Anul trecut a fost prea bine, cu o săptămână în avans, anul acesta preconizez că o să fie tot la fel, vă dați seama dacă acum, în acest, la această dată este pădurea în acest fel. În 2020-2021, foarte greu, aproape la 1 mai, foarte greu că a fost fric, dar acum pădurea este foarte înaintată. Uitați, oameni buni, ce frumusețe! Fel și fel de floricele. De exemplu, asta, nu știu cum o numiți voi în zonă, eu așa o știu și toată lumea de aici, din sat, de când sunt mic, această florcică colorată. Seamănă foarte mult cu ciubosica cucului, dar florile sunt colorate, nu galbene. Noi o numim, să cenzurez acum, aia țigăncii sau aia femeii, pentru cei care nu știu. Fiecare zonă cu dialectul ei. Și aceste florcele de la salata sălbatică sunt foarte frumoase, uitați. Încă n-a apărut floarea Paștelui, aia este cu alb. Uitați ce frumusețe. Ce frumusețe, oameni buni. Tot să te plimbi prin pădure, toporași. Acolo la mine pe deal, în gospodărie, sunt și mai mulți toporași, albi, violeți, mov.
O frumusețe, uitați. Satul în depărtare. Au înflorit și cireșii sălbatici, corcodușii, perii. Acolo e cealaltă pădure de peste râu. V-am mai arătat și știți. Cum cântă păsărelele. Când auzi păsările, vă dați seama, v-am mai spus, păsările valorează totul în pădure, da? Cum ar fi o apă fără pește, da? Cum e Marea Moartă. Deci păsările îți dau așa o senzație de bine, de renaștere, îți dă poftă de viață, chef de viață. Uitați, aia este floarea Paștelui, încă nu a înflorit, tulpina e destul de mare. Avem și aici floarea Paștelui la discreție, în această zonă. Încă nu am florit. Uitați ce... Să te plimbi așa prin natură, prin superba natură, prin mirifica natură, pe gratis, este absolut o binecuvântare, o binecuvântare. Și mă bucur foarte mult că locuiesc în această zonă. Am pădure, deal, la discreție. Te poți bucura absolut de toate pe gratis. E un mare lucru, oameni buni, e o binecuvântare. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că trăiesc în aceste locuri minunate. Pădure, dealuri, râu, lacuri, ce îți poți dori mai mult? Decât sănătate, să le poți duce pe toate, să le poți face pe toate, nimic mai mult. Nu ne trebuie bogăție. Astea sunt trecătoare. Sunt trecătoare. Banii nu sunt o prioritate, niște hârtii, niște simple hârtii afurisite care pe unii i-au cumpărat, pe unii oameni. Deci când ajungem în acel stadiu ca om să ne cumpere hârtiile, să nu le cumpărăm noi pe ele, ne-am dus pe râpă, cum se spune, și banii nu înseamnă totul. Cu bani, într-adevăr, ne plătim facturi, ne întreținem, da, cumpărăm hrană, o haină, o îmbrăcăminte, dar banii nu valorează totul. Banii pentru mine nu înseamnă absolut nimic. Mă bucur de ceea ce am și vă dați seama, întotdeauna trebuie să ne bucurăm, trebuie să fim noi ca oameni, da? Noi să fim un brand, nu banii să fie pentru noi un brand. Că degeaba e bani dacă ești o mizerie de om, degeaba e bani dacă faci alte porcării și așa mai departe. Trebuie să fii om adevărat, trebuie să ajuți dacă poți, trebuie să respecti oamenii. Nu să te crezi superior dacă ai bani, că pentru mine oamenii ăștia nu valorează nimic, nici un scuipat, să spun așa un pic mai vulgar. Omul care este om, trebuie să respectăm oamenii care au respect. În rest, toți care se cred superiori, nu știu ce, fac vacanțe prin tot felul de locații, din punctul meu de vedere, mizere, și crede că savurează nu știu ce bunătăți ale acestei tere minunate. Nu, se înșeală foarte mult amarnic. Simplitatea înseamnă fericire. Fericirea egal simplitate, v-am mai spus din clipurile mele. Pentru că sunt aici în pădure, întotdeauna îmi place să îmi dau drumul la gură, să vorbesc foarte multe. Pentru că... Așa este, simplitatea îți oferă bucurie și fericire, nimic altceva, nici un ban, nici degeaba e ban dacă nu e sănătos, degeaba ai bogăție, da? Dacă nu e sănătos, trebuie să te bucuri de ceea ce ai. Vă dați seama, sunt unii oameni care și-ar dori să vadă ceea ce văd eu, ceea ce vedem noi, da? Care suntem niște văzători, da? Vă dați seama, așa trebuie să gândiți, să realizați, lăsați... prostiile deoparte, harfele, superioritatea, că nu rezolvați absolut nimic cu astea. Omul trebuie să fie simplu, să se comporte ca atare și să aibă respect pentru cei care au, bineînțeles, respect la rândul lor pentru ei. Că sunt fel și fel de oameni care nu merită nici o virgulă. Da, băi, să mai îi bagi în seamă. Respectăm oamenii care sunt oameni și așa
noi ca oameni o să fim foarte adevărați, dar rămânem reali. Ce spus, dorim mai mult decât să fii în mijlocul naturii, în orice anotimp, să te bucuri de simplitate, să fii tu mulțumit de tine ca om, prin ceea ce ai făcut, da? Prin lucrurile pe care le-ai făcut prin propriile puteri, da? Deci nu a ajutat de cineva. Eu unul mă simt foarte, 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 foarte bucuros și foarte împăcat sufletește, mental. Știu cât am realizat, știu cât muncesc și așa trebuie să fiți și voi mulțumiți de voi, da? Când realizați prin propriile forțe tot ce v-ați propus, visele, uite așa, devin realitate. Uitați ce frumusețe! Când vezi în jurul tău tot ce te înconjoară, da? Ce spus, dori mai mult? Vacanțe, excursii în fel și fel de locații cretine din punctul meu de vedere. Unii oameni au bani, casacul fără fund, da? Niciodată nu se termină și efectiv în loc să vizitezi această țară frumoasă numită România. România, da? Se duc prin tot felul de locații. Nu mai zic acum că o să-mi cenzureze YouTube-ul clipul sau o să-mi închidă acest clip. Însă v-am spus prima și prima oară, dacă ai bani, vizitează, frate, România. Îți trebuie foarte mult timp, îți trebuie timp la discreție, da? Și ceva bani, dar vizitează țara ta de la un cap la altul. Vizitează Maramureșul, Banatul, Ardealul, Moldova, vizitează toată țara asta frumoasă, da? Care strămoșii noștri s-au luptat eroic să o salveze, să fie țara noastră a noastră, dar nu a străinilor, că oricum este a străinilor. Suntem sclavi pe plantație la noi în țară, datorită sistemului și oamenilor incompetenți, care nu doresc de fapt binele României, însă de fiecare dată trebuie să ne știm țara, oameni buni, trebuie să ne știm țara. Vine un străin, vine cineva, tu dacă nu știi, sunt oameni care pur și simplu nu-și cunosc județul lor, împrejurimile, da? Punctele de atracție, muzeele și așa mai departe, monumentele istorice, despre ce vorbim. Și ei se duc în Bali, în fel și fel de Dubai și da? Deci nu mai discutăm, acești oameni, din punctul meu de vedere, sunt niște străini în țara lor, care nu-și cunosc nici istoria, nimic, nimic. Fițe, ne plimbăm prin alte locații. Da, unii, așa, și cu siguranță și dintre voi, spun, da, o viață avem, domnule, și trebuie să ne distrăm dacă avem bani sau, da, alte chestii. Distrați-vă, dar prima oară vizitați țara voastră, unde locuiți. Că dacă nu vă doriți să trăiți în România, plecați, mă nene, plecați în altă parte și trăiți acolo, da? Că mulți români stau în alte țări din cauza, da, banilor și vă dați seama, mai cu gândul acasă. Te îmbolnăvești. Te îmbolnăvești dacă tu ești cu gândul acasă. Unii, bineînțeles, nu mai vor să audă de România, unii nu mai au nicio atracție sufletește, da? De România și-au uitat și rudele, familia. Dar e bine să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim reali. Și sunt totdeauna să vizităm, frate, țara noastră. După care, dacă vrem și avem posibilitate, vizităm și alte țări. Putem să mergem și la capătul lumii, dar prima oară România, că sunt, bineînțeles, nu suportă să viziteze România sau să meargă în anumite stațiuni, oamenii care au fițe, da, bineînțeles, cum să mergem noi la Marea Neagră, mergem în alte țări, în Grecia, în Bulgaria, în Honolulu. Cum să vizităm noi aici ceva în România? Înțelegeți voi? Deci despre asta este vorba. În momentul când ai un standard în mintea ta de om nebun, nu mai vizitezi lucrurile simple. A, vizităm noi, dau un exemplu, căsuța memorială a lui Moșu în Roată, Boșdeuca de la Țicău, da, de la Humulești, al lui Ion Creangă. A, ce să vizităm noi așa ceva? Că noi mergem să vizităm palatul din... Înțelegeți voi? Deci despre asta este vorba. Când nu ești atras de istoria ta, nu ești atras de țara ta și de obiceiurile tale, da? Atunci ești pierdut. Ești un om fără personalitate și un om fără Dumnezeu, cel puțin din punctul meu de vedere, eu așa gândesc. Ce mișto ar fi dacă oamenii ar gândi corect și ar fi cu picioarele pe pământ, fără fițe, fără aere, fără nu știu ce
imbecilități în creier. Când viața e așa frumoasă, să ne bucurăm de fiecare secundă, de fiecare ciripit al păsărelelor, de fiecare frunză pe care o vedem, o atingem, da? Că unii nu au posibilitatea asta să vadă, să se bucure de ce au în jurul lor, să pășească, să pună piciorul, da? Pe un pământ românesc, un pământ strămoșesc. Poate să ia în mână o frunză uscată, să se bucure, să o analizeze, să o studieze. Vă doriți, domnule, să mergeți în alte țări. N-am înțeles oamenii ăștia și niciodată, pentru că sunt un om simplu, îmi place simplitatea, nu vreau să aspir la absolut nimic. Mă bucur de ceea ce sunt eu și prin ceea ce sunt eu. Cred că dau și un exemplu. Dau un exemplu pentru că știu ce am creat prin propriile puteri, știu câtă muncă depun în fiecare zi, să realizez ceea ce am realizat, ce ați văzut prin clipurile mele și nu numai, că nu pot să filmez chiar peste tot, însă întotdeauna trebuie să fim noi mulțumiți de noi. Când punem capul seara pe pernă, da, pe perna noastră, trebuie să ne fim oameni împăcați, că suntem oameni buni și facem ceva, facem ceva, lăsăm ceva în urma noastră. Nu era vorba să vorbesc în acest clip despre asemenea chestii, însă când sunt aici în mijlocul naturii, în mijlocul pădurii, îmi vin foarte multe idei și vreau să vă aduc un pic pe cei care nu gândiți așa cum trebuie, da? Aveți o dereglare în gândire, nu e tocmai o gândire sănătoasă, să vă aduc un pic așa cu picioarele pe pământ, cât dacă reușesc, dacă nu reușesc e problema voastră, dar realizați un pic așa despre ce e vorba în viața asta. Nu e vorba despre bani, nu e vorba despre alte locații și așa mai departe, dar e vorba despre simplitate și despre să te bucuri unde trăiești, să evoluezi dacă poți, da, să-i ajuți și pe alții, atât material, sufletește, spiritual, da, să-i ajuți, pentru că nu te costă absolut nimic. Uite așa progresăm, uite așa un om care e mai puțin om poate să devină și el la un moment dat un om bun, da, și uite așa cine se seamănă, se adună, da, oamenii buni și oamenii de calitate fac lumea să meargă mai departe. Depinde acum de fiecare, de nivelul de pregătire, de cei 7 ani de acasă, în primul rând, că degeaba bate o gura sau altcineva dacă ei nu pricep efectiv, că un om care pricepe esența știe evident ce rădăcini sănătoase poate să aibă dacă vrea, însă care nu pricepe esența, ura și la gară. Cam atât, oameni buni, din pădurea Vrancei, din pădurea copilăriei, cărarea copilăriei, care am urcat de mii și mii de ori în tot felul de locații, m-am dus de aici. Sper că nu v-am plictisit. Cei care ați urmărit clipul până la final, vă mulțumesc și sper că ați înțeles și mă cunoașteți de fapt de ani de zile din clipurile mele, și cei care mă cunosc în realitate știu că la mine ce în gușă și în căpușă, așa sunt. Cum sunt în realitate, sunt și în mediul virtual, pe YouTube, nu sunt alt om, sunt același om, cei care mă cunosc știu, cei care nu vor afla acum și mă vor descoperi în timp. Nu v-am plictisit, dacă v-am plictisit îmi cer scuze, dar aici îmi place să vă arăt, de exemplu, o frunză și de la frunză să mă duc mai departe, în alte subiecte, pe alte căi. Toate cele bune și vă doresc o primăvară frumoasă, o primăvară superbă, cu multă, multă sănătate, spor la treburi și să auzim doar de bine și să fiți oameni deștepți.